Dimineața, da? Frig, frig, vine iarna, gata. Vine iarna. E bele. Leger. Ia să vedem, toată noaptea am lăsat o aerotermă. E condens. Înseamnă că e cald. Se mană pe gheaia de undeva, nu? Asta înseamnă. Totuși. A mers dacă a făcut față. N-a înghețat. Uite. E bine. Nu e rău. Oricum vine frig, fără căldură nu reușesc. Ele sunt gălbejoare așa, da. Hai să vedem. Temperatura pe ultima masă unde nu am pus aerotermă pe nord, și aici pe nord am greșit. O să pun la noapte una și aici. Să bată și la mesele astea două. Un termometru pe aici, agățat. Ia să vedem. Dar e jos, nu știu dacă mai merge de frig. Hai, Google, hai să vedem. Cât arăți? 4 grade. 3,8 grade. 4, hai mă, 4,3. Aici. Înseamnă că aici e mai cald. E bine. Ah, uite că am pe masă aici unul. Am uitat că am pus și pe mese. Ia să mă bag să vă arăt. Ăștia se ducă, într-o săptămână îi scot și mut florile aici. Și la nivelul substratului, ned în căldură, am 5,4. Dați în colț acolo. 85 unitate, 5,4 temperatură. E bine. E bine. Mă rog, nu e bine, da? La minus un grad cât a fost aici, azi noapte, bine, trelele mai chinui puțin, tot așa, vreo două săptămâni maxim, să mai fac o recoltare și gata. Mesele astea două vor intra pe încălzire babană pentru flori. Voi muta toate florile aici. Voi scoate folia asta de mucire. Voi dezinfecta cu rizoactiv, dezinfectez eu bio. Numai asta, vedeți? O pătare, au căzut condensul, pelele a pârlit, vedeți? Căzut pe frunze. Dar în fine, mai sunt câteva și e păcat de ele. Doamne, și cine a mai chinit săracele și ce fac? Astea sunt primele, astea ar avea șansă să se coacă. Să le dau căldură, dacă tot am riscat. Sunt pline de roșii. Sunt pline. Asta da. Celelalte nu cred. Gogonele, florile alea, ce să mai facă ele? Ele ar face săracele, dar e frig, nu mai, să avorteze. La anul să cultura asta va fi cu o lună mai, deci acum o să cule cu siguranță. Am încercat, am văzut că merge, evident merge, dar a venit frigul. Salată mâncăm, nu-i problemă, salată avem. Zi mișto. Să aveți. Faceți cu pasiune tot, da? Chiar dacă nu ies tot timpul cum calculăm.